Adio Arme de Ernest Hemingway Capitolul 33 Când trenul își încetini mersul, intrând în gara Milano, am sărit jos. Era în zori. Am trecut peste linii și strecurându-mă pe după niște case, am ieșit în stradă. Văzând un bir deschis, am intrat să iau o cafea. Mirosea Dimineața dimineață de vreme, se măturase praful, lingurițele erau în ceștile de cafea și pe mese se vedeau încă urmele umede ale paharelor de vin. Proprietarul era la bar, la o masă și deau doi soldați. M-am dus la bar și am cerut o cafea și o felie de pâine. Cafea era cenușie din cauza laptelui și am luat caimacul de deasupra cu o bucățică de pâine. Proprietarul mă cercetă cu privirea. Nu vei un pahar de grapa? Nu mulțumesc. Fac eu cinste, spuse și îmi turnă rachiu într-un pahar mic pe care îl împinse spre mine. Ce se mai întâmplă pe front? Nu prea știu. Sunt beți, îmi spuse arătând cu mâna spre cei doi soldați. Îl puteam crede, arătau a fi beți. spune ce se întâmplă pe front? Nu prea știu ce e pe front. Te-am văzut când ai venit din direcția aia. Ai coborât din tren. Armata se retrage. Am citit ziarele. Ce se întâmplă pe front? Totul s-a terminat? Nu cred. Își turnau un pahar de grapa dintr-o sticlă cu gâtul scurt. Dacă ești în primejdie, te pot ascunde. Nu sunt nicio primejdie. Dacă ești în primejdie, rămâi aici, la mine. Unde să rămân? Aici, în casa asta. Stau mulți aici, cei care sunt primejdie. Și sunt mulți? Depinde despre ce e vorba. E sud-american? Nu. Vorbesc spaniola? Puțin. Șterse cu o cârpă barul. E foarte greu acum să fugi din țară, dar nu e imposibil. Nu vreau să fug. Poți să rămâi aici cât vrei. Ai să-ți dai seama singur ce fel de om sunt. Trebuie să plec în dimineața asta, dar o să țin minte adresa dumitale în caz că mă întorc. Dacă vorbești așa, nu te întorci. Credeam că ești chiar în primejdie. Nu sunt nicio primejdie, dar prețuiesc cum se cuvine adresa unui prieten. I-am întins o bagnotă de 10 lire ca să-i plătesc cafeaua. Să bem un pahar de grapa, i-am zis. Nu-i nevoie. Bea. Turnă rachiu în două pahare. Adu-ți aminte, îmi spus el, să te întorci aici. Nu te lăsa încurcat de alții. Aici vei fi în deplină siguranță. Sunt sigur. Chiar ești sigur? Da. Deveni într-o dată foarte serios. Atunci dă-mi voie să spun un lucru. Să nu mai mergi cu tunica asta. De ce? Pe mânecă că se vede foarte limpede locul de unde ți-ai scos stelele. Stof are altă culoare. Am tăcut. Dacă n-ai acte, îți pot da eu acte. Ce fel de acte? Un bilet de voie. Nu am nevoie de niciun fel de bilet de voie. Am acte în regulă. Bine, dar dacă ai nevoie de acte, să știi că poți să să-ți dau orice act vrei. Și cât costă actele? Depinde ce fel de acte vrei. Prețurile sunt rezonabile. Acum n-am nevoie de niciun fel de act. Dădu din numeri. Sunt în regulă, i-am zis. Când am ieșit, mi-a spus. Nu uita că sunt prieteni. N-am să uit. Ne mai vedem noi, a adăugat. Bine. Pe stradă am ocolit gara unde puteam da peste poliția militară și în apropierea unui părculeț am luat o trăsură. I-am dat birjarului adresa spitalului. La spital am intrat în loja portarului. Soția lui mă îmbrățișă. El îmi întinse mâna. V-ați întors teafăr? Sănătos? Da. Ați luat micul dejun? Da. Cum vă mai simțiți, tenente? Cum vă mai simțiți? Mă întrebă soția portarului. Foarte bine. Nu vreți să luați micul dejun cu noi? Nu mulțumesc. Spunem, te rog, Miss Barclay în spital acum? Miss Barclay? Infiemiera aceea englezoică. Prietena lui, îl lămuri nevasta și mă bătu pe braț și zâmbi. Nu, a plecat, răspunse portarul. Mi se strânse inima. Ești sigur? Vorbesc de englezoica aceea blondă, tânără și înaltă. Sunt sigur. A plecat la stresa. Când a plecat? Acum două zile, cu cealaltă englezoică. Bun, aș vrea să faci ceva pentru mine. Să nu spui nimănui că m-ai văzut. E foarte important. Nu să spun nimănui. I-am întins o bagnotă de zece lire. A dat-o la o parte. V-am promis că n-am să spun nimănui. N-am nevoie de niciun ban. Ce putem face pentru dumneavoastră, senior, tenente? Mă întrebă soția portarului. Numai atât. Vom fi muți, zise portarul. O să mă înștiințați dacă pot să fac și altceva pentru dumneavoastră. Da, la revedere. Pe curând. Rămase rănușă uitându-se după mine. am urcat în trăsură și am dat birjarului adresa lui Simons, unul din cunoscuții mei care studia cantonul. Simons locuia undeva departe, spre Porta Magenta. Era în pat și dormea când am intrat la el. Te scoli îngrozitor de devreme, Henry, mă întâmpina el. Am venit cu trenul din zori ce cu povestea asta cu retragerea? Ai fost pe front? Nu e o țigară. Sunt acolo, în cutia aceea de pe masă. Camera era mare, cu patul așezat la perete, cu un pian în partea opusă, cu o toaletă și o masă. Mă așezai pe un scaun lângă pat. Simmons ședea în capul oaselor, rezemându-se în pernă și fuma. Am făcut o fiartă, Sim. Și eu. Mie mi se întâmplă asta regulat. Nu fumezi? Nu. Ce trebuie să facă ca să ajung în Elveția? Tu? Italienii n or să te lasă să ieși din țară. Da, știu asta, dar elvețienii ce or să facă? Te internează. Știu, dar practic ce înseamnă asta? Ah, e foarte simplu. Poți merge oriunde vrei. Trebuie numai să te prezinți la poliție sau așa ceva. Dar de ce? Fugi de poliție? Deocamdată nimic precis. Bine, nu-mi spune nimic dacă nu vrei, dar aș vrea să știu ce e. Pe aici nu se întâmplă nimic interesant. La Piacența am avut un eșec formidabil. Îmi pare grozav, de rău. Dar a fost cumplit. Deși am cântat frumos, am să încerc din nou aici, la Lirico. Mi-ar face plăcere să te ascult. Ești foarte amabil. Sper că n-ai încurcături prea grave, nu? Nu știu. Dacă nu vrei, nu-mi spune nimic. Cum se face că nu ești pe frontul ăla furisit? Cred că am terminat-o cu frontul. Foarte bine. Am zis eu din dintotdeauna că ești un băiat deștept. Poți să te ajut cu ceva? Văd că ești teribil de ocupat. A, de unde? Nici pomeneală. Voi fi foarte încântat să pot face ceva pentru tine. Tu ai cam aceeași talie ca și mine. N-ai vrea să te duci să-mi cumperi un rând de haine civile? Eu am haine, dar sunt toate la Roma. Ai locuit acolo, nu-i așa? E un oraș dezgustător. Cum ai putut locui acolo? Voiam să mă fac arhitect. Nu-i locul cel mai potrivit pentru așa ceva. nu nevoie să cumperi haine, îți dau eu tot ce vrei. O să te echipezi de minune. Acolo, în cămăruță, e un garderob. Deschide-l și ia -ți ce -ți trebuie. N-are niciun rost să-ți cumperi haine, dragul meu. Aș prefera să le cumpăr, Sim. Dragul meu, mi-e mai ușor să-ți dau o haină decât să mă duc să-ți-o cumpăr. Ai pașaport. Fără pașaport nu ajungi prea departe. Da, pașaportul e încă la mine. Atunci, dragul meu, îmbracă-te și la drum spre bătrâna Helveția. Nu, chiar atât de simplu. Trebuie să ajung întâi la stresa. Perfect. De acolo n-ai altceva de făcut decât să traversezi lacul cu barca. Dacă n-ar trebui să cânt, te-aș însoți. O să vin și eu acolo într-o bună zi. Ai putea învăța să cânți ca tirolezii. Desigur, dragul meu, cândva o să învăț să cânt și ca tirolezii. Și totuși, ce e ciudat e că știu chiar să cânt. Sunt convins că știi să cânți. Se întinse din nou în pat și a prins o țigaretă. Nu o fi chiar atât de convins, dar chiar știu să cânt. Are haz, dar știu. Îmi place să cânt. Ia ascultă. Începu să răgnească o arie din Africana, opera compozitorului german Giacomo Maierber, 1791-1864. Gâtul îi se umflase și vinele îi ieșau în afară. Știu să cânt, indiferent dacă le place sau nu. M-am uitat pe fereastră. Cobor să dau drumul trăsorii. Întoarce-te, dragul meu, și o să luăm micul dejun. Se du jos din pat, se întinse, inspira adânc și început să facă gimnastică. Am coborât și am plătit birjarului.